Acum aș vrea să mergi într-o zonă mai ușor, așa gospodărească sau mai în zona de gospodine. Cum curăț o ușă? cu ce o curăț? Evident că poate aș vrea să intuiesc un pic întrebarea care se naște tot din întrebarea asta. Depinde cu ce e murdărită. Că dacă e murdărită de vopsea, de, nu știu, o urmă de cauciuc sau o aia de la aspirator când trage aspiratorul după tine prin casă sau etc, etc, etc. Probabil că sunt soluții de curățire. Dar în general, cu ce aș putea să curăț o ușă? În general, producătorii spun să să folosim o cârpă umedă dar aici intervine și categoriile de uși. Mă refer la suprafață. Poate să fie o suprafață vopsită și atunci dacă folosim substanțe precum benzină, alcool, poate deteriora foarte ușor uh, suprafețele, dar și pe ușă care este uh, înfoliată, adică are hârtie pe ea. Mai există și alte tipuri de uși care au o suprafață foarte rezistentă și atunci putem folosi anumite substanțe, precum alcoolul, ca să ștergem petele. Este bine să ne informăm înainte de a cumpăra ușa dacă se poate sau nu folosi și alte substanțe decât uh, apa.